Hai, salut, eu Săracu și bine v-a regăsit la un nou episod din Android Gamer, astăzi cu Random Dice. Probabil majoritatea știți care e faza cu joculețul ăsta, pentru că îl joc destul de regulat pe Trovo, alături de abonații mei care sunt pe live, dar pentru cei care nu știți care e faza cu jocul, aruncați o privire. Bun, fraților, care-i treaba cu joculețul ăsta? Ei bine, Random Dice este un joc de tip Tower Defense, presupun că majoritatea știți deja ce înseamnă Tower Defense, dar pentru cei care nu știți, e genul ăla de joculeț în care ai un punct pe mapă din care se spawnează niște monstruleți și trebuie să ajungă până la capătul mapei și tu trebuie să pui niște turnulețe pe drum care să le dea damage monstruleților și, mă rog, trebuie să-i oprești din a ajunge la capătul mapei. Dacă ar reuși să ajungă, ai cam pierdut jocul. Presupun că majoritatea știți tipul ăsta de joc, dar am simțit nevoia să fac o mică paranteză. Bun, și cu ce e diferit jocul ăsta față de orice alt joc Tower Defense? Ei bine, ăsta este multiplayer, ok? Și avem PvP, adică player versus player, și avem și co-op, deci putem să facem cooperativă și să ajungem la un wave cât mai îndepărtat, ca să zic așa. Jocul este foarte mișto și are o grămadă de mecanici noi pe care nu prea l-am mai văzut în niciun Tower Defense, pentru că e puțin diferit de un Tower Defense. Hai să dăm un match și să vorbim puțin despre chestia asta. Înainte de orice, vedeți că există deck-uri, ok? Există sistemul de level up în jocul ăsta, seamănă foarte mult cu cel din Clash Royale și mulți dintre voi ați spune, păi da, că am copiat sistemul de level up de la Clash Royale, dar cam asta au făcut majoritatea jocurilor care au apărut după Clash Royale, pentru că sistemul de level up, cel în care primeai cărți și cu un anumit număr de cărți îți făceai level la cartea ta, știi, a fost un sistem foarte bun și a fost împrumutat și de Shadow Fight 3 și de o grămadă de alte jocuri, probabil puteți să spuneți și voi o grămadă de alte jocuri care au sistemul ăsta de level up. Ok, ăsta este decul meu, fiecare zar de aici face câte ceva. Hai să intrăm direct în match și o să vă povestesc mai multe, pentru că din nou e puțin mai ușor când am gameplay în față și vă arăt direct în timp ce joc, știi? Au schimbat și logo-ul, ăsta e nou, mi se pare că e de la ultimul update, dacă nu mă înșel. Mă rog, nu contează asta. Asta este lupta, fraților, ăsta este adversarul meu, ăsta sunt eu, astea sunt cărțile lui, Holy, are niște cărți destul de nasoale. Asta este mana mea, vedeți că ca să spawnez primul zar mă costă 10 SP, nu se numește mana, se numește SP. Ok, și el doar ce și-a folosit o carte, ca să zic așa, a folosit cartea aia roza lui, atunci când o combină, practic îmi atacă mie un zar și îmi scade un punct de pe zar. Vedeți că am 5 zaruri aici, ăsta se numește Wave Dice și... uf, ăsta e cel mai greu de explicat. Cum să-l explic eu ușor? Cu cât stă mai mult pe teren, cu atât dă mai mult damage și are și un range mai mare la... Vedeți că atunci când omoară un monstru, ăștia teoretic sunt monștri, ok? Atunci când lovește un monstru, se face o bilă, face de splash damage. Cu cât stă mai mult pe teren, cu atât o să dea mai mult splash damage și o să fie și splash-ul mai mare, ok? Asta e cam cea mai complicată carte din deck-ul ăsta. Ăsta e un deck foarte simplu și vi-l recomand și vouă dacă vreți să vă apucați de jocul ăsta, pentru că la început am jucat foarte mult cu deck-ul ăsta și am mers extrem de bine, am ajuns foarte departe. Și bun, hai să le luăm la rând. Ăsta este un Modified Electric Dice, dacă nu mă înșel. Și dă, nu dă splash damage, dă, cum să zic eu, conectează damage-ul între... între monștri, știți? Spre exemplu, dacă am un punct, bine, hai să zicem că am un zar cu 3 puncte, da? Am un Modified Electric Dice cu 3 puncte. Dacă are 3 puncte, damage-ul se va extinde la următorii 3 monștri care urmează după ăla pe care îl lovește. Holy shit. Da. Zarul lui îmi tot scoate zarurile mele, pentru că e, așa se numește, Assassin Dice și are o grămadă de el. Câte legendare are? Are 4 legendare, ok. Are 4 legendare în deck. Ăsta este un boss și odată la un minut jumate o să ne dea fiecăruia câte un boss. Practic, noi avem aceiași monștri de bătut. Și na, scopul e să vedem care ajunge mai departe. Ce altceva poți să faci aici? Poți să combini zarurile. Dacă ai două zaruri de aceeași culoare, gen de aceeași... da, de aceeași culoare, ca să zic așa, de același fel, cu același număr de puncte, poți să le combini, ok? Și în momentul în care le combini, îți va da un zar cu gen cu un punct mai mult decât, spre exemplu, dacă combini două zaruri de 1, o să-ți dea un zar de 2, dar este random, ok? Poate să fie orice zar din deck-ul tău în momentul în care îl combini. Nu știu ce să mai fac. Bine. Trebuie să mă și concentrez un pic, pentru că văd că deja devine groasă treaba. Aici putem să upgradăm zarurile, ok? Pot să-i dau upgrade. Hai să dăm upgrade la asta portocaliu, pentru că de astea am cele mai multe momente de față. Și ar trebui să am puțin mai mare grijă să le combin. Singura șansă să scap de zarul lui atunci când mă atacă, gen atunci când îmi atacă zarurile mele, e să combin repede două zaruri, să combin zarul pe care mi-l atacă cu altceva, dar bineînțeles că trebuie o reacție inhuman ca să poți să faci chestia asta. Deck-ul ăsta nu este foarte bun la arena la care sunt eu, pentru că este din nou, este un deck de începători. Și bun, între timp hai să vă mai zic și ce fac și celelalte zaruri pe care le am în deck. V-am zis ce face Modify Electric Dice, ăsta este unul dintre cele mai, nu știu, cele mai folosite zaruri, cel puțin la început. Se numește Random
cred că e random dice, random mai era ceva, dice, ok? Și care e faza cu dice-ul ăsta? Odată la ceva timp, după, mi se pare că 60 de secunde după ce l-ai pus jos, o să-ți dea un zar random cu un număr random de puncte pe el, ok? Deci e destul de OP pentru că poți să pun un zar de level 1 jos și poate să-mi dea, nu știu, habar n-am, un zar de level 7, poate să-mi dea un zar galben de level 7, da? Un laser dice se numește ăsta. Și da, există și level 7. După ce ai făcut level 6, dacă combin două zaruri de level 6, o să-ți dea un zar de level 7 și o să aibă o steluță pe el, nu știu dacă o să apuc să vă arăt meciul ăsta. Oricum merge mult mai bine decât mă așteptam, pentru că, din nou, ăsta este un... este un deck de arenă foarte mică, ok? Am ajuns cu decul ăsta până prin arena 6-7, undeva pe acolo, după care a trebuit să-l schimb pentru că deja, bine, oricum aveam cărți mult mai bune și na, că am trebuit să-l schimb. Și am ales decul ăsta, unul la mână ca să vă arăt cum se joacă, pentru că vi-l recomand dacă doriți și voi să vă apucați de joc. Și doi la mână e ușor de explicat pentru că cărțile nu sunt foarte grele. Mă rog, în principiu asta e cam cea mai importantă, e cam cea mai valoroasă, nu carte, cel mai valoros zar, ca să zic așa, random dice-ul, pentru că, din nou, pot să pun unul de level 1 și să-mi iasă unul de level 7, poate să-mi sau orice de level 7, inclusiv un alt random dice, și după aia să mai aștept încă un minut. Ok, am cam, cred că am cam pierdut. Nici nu prea mai știu să joc strategia asta, pentru că e ok, tipul avea și win rate destul de mare și uitați-vă ce diferență de trofee. Mă rog, nu prea contează, a fost doar un v-am zis, a fost doar un meci de exemplu, ca să zic așa, ok? Am vrut să dau un exemplu cu decul ăsta și n-am apucat să vorbesc despre toate cărțile, să vă zic ce face fiecare. Cartea asta are, puteți să vedeți statistici despre fiecare, o să le zic cărți, ok? Nu pot să le zic zaruri pentru că efectiv nu mi-a intrat în vocabular să zic zaruri la chestia asta. În toate jocurile cu sistemul ăsta de evoluție, da, cu deschizi chesturi, spică cărți și cărți, din nou, spică zaruri aici. O să le zic cărți de acum încolo pentru că așa mi-e cel mai ușor, ok? Mă rog, ideea e că zarul ăsta are un damage destul de bun. Da, zice și tipul atacului pe care îl are, e physical și odată la 10 atacuri, da, deci atacă de 10 ori și a 10-a oară când atacă, dă un laser care practic trece prin monștri, ca să zic așa, dă un area damage, ok? Odată la 10 atacuri dă un area damage care e destul de bun. Laser damage are 400, da, în comparație cu atacul lui basic care e 80, e destul de mult. Și este o carte destul de bună. Laser duration 0,7 secunde, nu știu dacă... Ok, asta nu se poate upgrada. Ideea e că putem să facem, asta e ce primești atunci când faci class up, adică practic când faci level up la zar, și asta e ce primești când dai power up la zar, adică atunci când faci upgrade, cum v-am arătat aici jos, dacă poți să-ți faci upgrade. Mă rog, sunt foarte multe chestii de care trebuie să ții cont, când joci jocul ăsta trebuie să ții cont de economie, trebuie să ții cont de, bine, nu se numește mana, se numește SP. Avem și daily quest-uri, o să recunoașteți multe din mecanicile astea pentru că e definiția unui joc pe telefon, sincer, și sistemul de progresie și absolut tot în joc. Ăsta. Există și crew-uri, chestie pe care vreau să o facem astăzi, pentru că vreau să fac un crew pentru voi. Majoritatea știți deja jocul ăsta de Petrovo, pentru că știți că am jucat destul de mult Petrovo și îmi propun să joc în fiecare seară măcar câteva meciuri cu voi, pentru că ăsta e un joc foarte interactiv și îmi place să joc cu voi. Gen, nu am niciun avantaj atunci când joc cu oponenții, știi? Pentru că de obicei când joci friendly, de obicei nu primești nimic, pur și simplu, știi? Adică e doar for fun. Aici primești, poți să joci și la coop. Hai să dăm un meci de coop, de fapt, hai să-mi iau eu un deck tot așa ușor de explicat, pentru că nu vreau să mă complic. Hai să vă mai explic și celelalte două cărți. De fapt, asta v-am explicat ce face, asta ultima, iar asta targetează cel mai puternic monstru care e la tine pe teren și dă 190 damage. Din ce mi-amintesc eu, nu dădea double damage? Ba da, dă double damage la boss, ok? Deci asta e o carte foarte, foarte bună pentru boss și în principal ăsta este un deck destul de balanced. Hai să intrăm și la coop cu exact același deck, deși aș putea să schimb deck-ul și să... Da, cred că era o idee să schimb deck-ul, doar că cărțile legendare sunt mult prea greu de explicat, ok? E extrem de greu de explicat în cuvinte ce face fiecare carte legendară, trebuie să le jucați ca să înțelegeți ce face fiecare. Bun, și aici la coop scopul nostru este să ajungem la un wave cât mai înalt, ca să zic așa. Și amândoi ne batem cu aceiași inamici, ok? Ce trece de el, pentru că el are o strategie mai ciudată. Cartea asta se numește Ying Yang Dice și o am și eu, este cartea mea preferată, dar este extrem de greu de explicat. Pe scurt, atunci când reușești să faci o linie din zaruri de-astea, ai undeva la 300% damage în plus, ceea ce e OP. Și dacă reușești să faci o... Gen, dacă faci o coloană, ai 300% damage în plus. Și dacă reușești să faci o... Exact așa cum a făcut el aici, are, mi se pare că 150%, bine, poate sunt niște numere random, dar cam 150% attack speed, ok? Și dacă reușește să facă și un rând și o coloană, zarul, care se află și pe rând și pe coloană, intră în armonie și primește...
multe buff-uri, ok? Pe scurt primește foarte multe buff-uri și cam asta e cea mai OP strategie din joc. Mi se pare destul de broken in Yang Tai-su, dar din moment ce există o să-l folosesc și eu pentru că îmi place, pentru că e fan de folosit, ok? Ăsta ce are el aici se numește Random Ground Ice? Sau Ground Ice, nu mai știu exact. Ideea e că odată ce l-ai pus jos, în 15 secunde va crește la un, gen îți va da un zar random din deck-ul tău cu un punct mai mare decât nivelul actual, ok? El a fost de level 1, a dat un... ăsta se numește Joker Dice. Bă, sunt o grămadă de cărți, fraților, nu vreau să intru în toate pentru că e foarte complicat. Vă recomand să jucați și voi și să vedeți ce face fiecare... fiecare zar în parte, pentru că e, v-am zis, e extrem de mult de explicat. Tipul ăsta presupun că o să mă care destul de mult. Hai să mai facem și noi combinări pe aici. Aici la coop pot să vă explic mai bine cum funcționează. Puteți să vedeți mai bine cum funcționează chestiile, pentru că nu sunt presat de timp, mai ales pentru că l-am pe tipul ăsta. Practic până pe la wave 20-30, până pe undeva pe acolo, o să poată să mă care, ok? Indiferent că eu mai fac ceva din punctul ăsta sau nu, el poate să mă care pentru că cartea e foarte OP și a reușit să-și ducă strategia. Cartea nu e foarte bună dacă nu știi să o joci, sincer să fiu. Am tot tânjit după cartea asta și am zis, bă, după ce o să o am, cred că o să termin jocul, gen nici nu o să mă mai joc la cât de bun o să fie. Dar am realizat că este foarte greu de jucat, ok? Chiar este o strategie destul de grea. Bun, mai combinăm de-astea. Din nou, două cărți, două zaruri de același fel. Dacă le combin, îți dă un... S-a întâmplat acum să-mi dea tot un wave dice, dar putea să-mi dea orice de level 2. Holy, ăsta este un boss care îți blochează zarurile. Pe măsură ce îl lași să avanseze, odată la ceva timp o să-ți blocheze zarurile și nu mai sunt, gen nu mai poți să le folosești până nu-l bați. Odată ce l-ai bătut, au dispărut toate efectele negative. Și mai sunt o grămadă de boși, o să vorbim despre ei pe parcurs. Dar mă rog, în principiu cam asta e, cam așa funcționează jocul și trebuie să ai... Îl prinzi cu timpul, trebuie să ai mereu grijă la câți bani ai, trebuie să ai grijă dacă e mai important, trebuie să iei decizia asta, dacă e mai important să faci un upgrade, vedeți că upgrade-urile costă din ce în ce mai mult, primul costă 100, al doilea costă 200, al treilea costă 400 și ultimul costă 700, ok, deci ca să-l maxez mă costă 700, o să upgradez și astea, îmi place că-ți și scrie aici câte zaruri ai pe masă, câte puncte ai în fiecare tip de zar pe masă, ca să-ți dai și tu seama cam în ce ar trebui să-ți investești punct. Okay. În momentul de față ar trebui să mă opresc din upgrade-uri pentru că deja sunt deja au ajuns foarte scumpe pur și simplu. Și ar trebui să mai combin chestii pe aici. Ar trebui să scap de toate zarurile de level 1 pentru că nu mai am loc unde să pun alte zaruri, știi? Jocul e foarte e extrem de strategic, deși la început am crezut că e vorba doar de noroc, doar de randomness, pentru că așa se numește și jocul, random dice, știi? Am zis, bă, tot o să fie bazat pe ok, bossul ăsta îți schimbă absolut toate zarurile pe care le ai pe masă, dar păstrează numărul de puncte. Ăsta a reușit să-l bată înainte să-și activeze abilitatea, bossul. Ok, și mi-a schimbat încă o dată. Sunt cât de cât mulțumit cum m-a lăsat. Da, să zicem că e ok. Bun, pentru că tipul ăsta reușește, uitați-vă și voi cum reușește să care. Eu deja nu prea mai fac față aici pentru că ăsta m-a dat, ultimul boss m-a dat puțin peste cap. Hai să încerc să mai combin chestii. Astea două. Astea două. Din nou, astea albastre e foarte important să le țin cât mai mult pe masă, pentru că cu cât rămân mai mult pe masă, cu atât o să dea mai mult damage. În momentul în care le combin, vedeți că se umple ceva aici, nu știu dacă reușiți voi să vedeți. Dar se umple ceva de la jumate, știi? Și când ajunge sus de tot, o să aibă și splash-ul mai mare și damage-ul foarte mare, știi? Și încerc să le țin cât mai mult, dar la un moment dat va trebui să le combin. Și în momentul în care le combin, am cam pierdut. Chiar dacă mi-eșea un wave dice, să zicem, asta se numește wave dice. Chiar dacă mi-ar fi ieșit un wave dice, tot nu aș fi... tot nu s-ar fi păstrat gen progresul zarului. Este un joc complicat, ok? Este un joc foarte complicat și m-am tot gândit cum aș putea să-l prezint pe un video. Cam așa în principal. O să aflați mai multe când o să vă apucați de joc, pentru că o să aveți și un tutorial. Bine, vă învață și prostii tutorialul ăla, pentru că... ok, ăsta este un zar de level 7, fraților. Ăsta este un zar de level 7. Și atunci când combini, gen, spre exemplu, un zar de level 2 are de, gen, un zar cu 2 puncte, are de 2 ori attack speed-ul unui zar cu 1 punct, ok? Un zar cu 3, nu, oricum nu aveam cu ce să-l combin. Ăsta, bossul ăsta, întrântește câte un meteorit pe câte un... pe câte un zar random și mi-l scoate efectiv de pe teren, știi? Chestie care e destul de nașpa, dar nu ăsta este cel mai enervant boss. Și la un moment dat o să vină și combinații de boss, ok? Ăsta, bossul ăsta care urmează e destul de enervant, se numește Lion, dacă nu mă înșel, și practic dă o gheară pe toată masa mea și îmi scoate 5 puncte random de pe
de pe masă. Ok, jocul este foarte random. Este extrem, extrem de foarte random. De asta se numește random dice. Gen, ce nume ar putea fi mai random decât random dice, știi? Adică atunci când ajungi, arunci cu zarul, e random. Și l-ai mai numit și random dice. Dar jocul îmi place, fraților. Mă joc de mai bine de... Pardon, cred că au trecut vreo 3 luni și ceva de când tot joc joculețul ăsta și n-am luat o pauză masivă. Gen, n-am luat o pauză de mai mare de 3 zile. Dar au fost și zile în care am intrat, am dat un match și am ieșit. Știi? Adică poate să fie și un joc casual și un joc hardcore, ca să zic așa. Nu există limită de play-uri, cum există în majoritatea jocurilor, adică, nu știu, nu funcționează pe bază de energie, ok? Jocurile de la co-op funcționează pe bază de energie, doar că nu e energie, este... ai 5 lupte la dispoziție pe zi, ok? Bă, hai să mai combinăm chestii pentru că... Dar nu prea mai am ce. Am ajuns în punctul în care n-am... Ba da, astea două. Ok, pentru că deja am foarte mulți bani și nu prea mai... Nu prea mai are rost să stau cu ei așa. Aici pe astea două. Mamă, nu știu dacă a fost bine ce am făcut acolo. Mai bine lăsam două de patru, două wave dice-uri de-astea albastre de patru. Ăsta este leu și mi-a scos în total 5 puncte. N-am văzut exact, mi-a scos și două zaruri. Probabil pentru că erau de level 1. Dar nu știu de ce se tot blochează. E ceva dubios. E ceva dubios pentru că e... Și oricum se mișcă foarte încet. Totul se mișcă foarte încet, nu înțeleg exact de ce. Există și cărți care poate să încetinească timpul, ca să zic așa, să încetinească monstruleții, dar tipul ăsta nu are așa ceva. Uitați-vă cât de bună e strategia lui. Mamă, și are și un zar de level 7, holy. Să le combin și pe astea două? Hai să o facem. Am 19, am 19 laser dice, care e... Bă, în principiu e cam cea mai puternică carte în strategia mea, dar vedeți că oricum nu mai fac față, ok? Dacă nu era tipul ăsta de deasupra, cel mai probabil aș fi pierdut în momentul de față. Mă rog, ideea e că cărțile se farmează la co-op, ok? O chestie foarte importantă, cărțile se farmează la co-op. Vedeți că pentru fiecare wave primesc un număr de cărți, da? Spre exemplu, după wave-ul ăsta o să mai primesc, când scrie aici, că mai primesc două cărți și până în momentul de față am acumulat 44 de cărți. Cărțile astea nu o să le primesc imediat după ce termin meciul, o să se adune într-un chest, ok? Și chestul o să pot să-l deschid oricând, mi se pare, nu știu exact câte cărți trebuie ca să deschid un chest, mi se pare că chiar nu mai știu, n-am mai deschis chesturi de foarte mult timp, pentru că le-am tot lăsat să se acumuleze acolo și am zis, bă, când o să vină un video mare, o să le deschid. Nu ăsta este videoul mare, ok? Ăsta este doar un video de prezentare al jocului și vreau să spuneți ce părere aveți și voi. Și nu uitați că... Bă, nu în fiecare seară, dar încerc să joc foarte des pe Streamcraft pe finalul live-ului, adică la ore foarte târzii, de obicei cu persoanele puține care mai sunt pe chat, pe la ora, nu știu, 1-2, nu mai sunt așa de multe persoane și încerc să joc cu cât mai mulți de pe chat. Dau undeva la 4-5 meciuri, știi, și aveți ocazia să jucați cu mine pe Trovo, ok? Joculețul ăsta nu cred că o să-l joc prea curând pe YouTube, dar poate o să mai vină videouri în cazul în care o să fie ceva interesant de arătat și dacă vă place și vouă joculețul, bineînțeles. Băi, cred că pe la Wave 40 și... nu știu dacă ajungem la Wave 40, dar vedeți că deja am 49 de cărți. După meciul ăsta o să deschidem și câteva chesturi și bossul ăsta, nu am vorbit despre ultimul boss, ce a făcut, mi-a glitchuit dice-urile, ok? Când un dice e glitchuit, în loc să dea damage, dă heal, vedeți? Ăla verde de acolo este heal, pentru că zarul ăsta dă heal și nu prea am cum să scap de ele decât dacă le combin, ok? Uite, spre exemplu ăsta, pot să-l combin cu ăsta și am scăpat de... nici ăsta nu mai face... și a stricat combinația, și a stricat strategia, ca să zic așa, ok, și cam asta a fost. Wave 32, 50 de cărți, ok? Cu astea 50 de cărți se vor acumula toate, 111%, îmi place foarte mult chestia asta. Jocul este de la 111%, este o firmă la care am mai... este o firmă de la care am jucat foarte multe jocuri. Wildtamer este de la 111%, mai era un joculeț cu ceva cu floruri de trebuia să bat... am jucat mai multe joculețe, ok? Am jucat mai multe joculețe de la ei și toate au fost în stilul ăsta, au fost niște idei cât de cât inovative, ca să zic așa. Ăsta este card chestul despre care vorbeam. Ca să pot să deschid un chest, îmi ia 40 de cărți, dar eu deja am 2567, credeți-mă că am strâns chestia asta în foarte, foarte mult timp. Și hai să deschidem 10 chesturi, de ce nu? De ce nu? Bun, și care e faza cu arena? Hai să deschidem mai chesturile, după care vă explic care e faza și cu arena și cu PvP-ul și cu toate chestiile astea. Ok, avem 67 de fire dice, 67 de log dice, ice dice, iron dice, ok, 134 de bucăți, asta e super. Broken dice, poison dice, crystal dice, sacrifice dice, mind dice, crack dice, energy dice, light dice, mimic dice, bounty dice, rock dice, ok, wave dice, asta mă interesează pentru că îl folosesc, clone dice, infect dice, nu-l folosesc, healing dice, teleport dice, flame dice și cam asta e tot. Bine, poți să dai open at once și poți să te uiți gen doar la chestia asta să vezi ce ți-a picat, dar am zis că e mai...
e mai interesant așa, ok. Avem un shop, hai să trecem și pe la shop. Ăsta este shop-ul, exact ca în Clash Royale, ai o chestie free în fiecare zi pe care, de obicei, e un chest sau o carte sau ceva de genul ăsta. Ideea e că în fiecare zi ai ceva moca, știi, deci cam merită să intri. Poți să dai refresh la shop cu bănuți sau poți să te uiți la o reclamă și să dai refresh la shop. M-ar interesa și astea, dar sunt foarte scumpe, așa că nu prea mă interesează. Paste le-aș lua 20 pentru 2000 de bănuți. E ok pentru că aș vrea să fac, e o carte pe care o folosesc, e un die, o să le zic cărți, nu pot să le zic zaruri, nici dice-uri, o să fie cărți forever pentru că așa au fost în toate jocurile de până acum. Și cam asta e toată varietatea de dice-uri, fraților, ok? Cam asta e ce am eu și mai sunt încă vreo 10, dacă nu mă înșel, da, încă 10 legendare pe care nu le-am deblocate. Deși joc de mai bine de 3 luni jocul ăsta și am jucat destul de hardcore, chiar am jucat destul de hardcore ca să pot să ajung până aici. Și fiecare dice în parte face ceva special, ok? Nu sunt prea puține dice-uri care seamănă între ele, știi, să zici, bă, ăsta e un fel de ăsta, doar că face ceva în plus. Nu, ăsta este total diferit de ăsta, care e total diferit de ăsta, care e total diferit de ăsta. Fiecare dice în parte face ceva special și sunt o grămadă de combinații pe care le poți face, știi? Adică fiecare deck e... e unic în felul lui, știi, și trebuie să-ți faci o strategie în funcție de bonusurile și minusurile pe care le are fiecare zar în parte. Din nou, dacă vreți să vă apucați de joc, vă recomand strategia asta până în arena 6-7, am rupt cu ea, efectiv am rupt pe toată lumea. E cam cea mai bună strategie, ok? Asta este strategia pe care o folosesc astăzi. E foarte greu de explicat, este foarte... Aș fi vrut să vă arăt direct strategia pe care o folosesc eu și cum o folosesc eu, doar că este prea complicat, e mult prea complicat să explic. Mi-a luat mie foarte, foarte mult să înțeleg cum funcționează, da, apoi să mai explic altora cum funcționează. Ce altceva putem să mai facem? Hai să mai deschidem încă un dăsta, poate un pic o legendară. Avem o șansă, fiecare chest are o șansă de 1% să îți pice o legendară. Deschizând 10 chesturi deodată, am o șansă de 10%. Hai să vedem dacă de data asta avem o legendară. Mamă, 201. 201. Ok, loc, dice electric, dice iron, dice broken, dice torn, crack, arrow, random ground dice, ok, asta mă interesează, mind dice, nu-l folosesc, dar este o carte bună, lightning dice, energy dice, sacrifice dice, let's go, 18 bucăți, absorb dice, nu-l folosesc, l-am folosit la început și a fost cea mai mare prostie din viața mea, modified electric dice, crack ground dice, infect dice și wave dice, ok, și nu avem nicio legendară momentan. Nu o să mai deschid, o să las, v-am zis, o să încerc să adun cât mai multe cărți de astea și să facem un opening ceva mai mare, nu știu, poate 20 de chesturi sau chestii de asta ca să simt și eu că am primit ceva, pentru că n-am mai primit o legendară de foarte, foarte mult timp, dar în principal nu prea mai doresc, sincer, ce mai doresc de aici, mai nimic, îmi doresc Assassin Dice, îmi doresc Ground Dice, da, ăsta mi-l doresc cel mai mult și cam atât și poate și ăsta Flow Dice se numește, ce face ăsta? În PvP îi dă inamicului 5, de fapt îi dă monstruleților inamicului 5% viteză de mișcare în plus, ceea ce e destul de mult, mai ales dacă îi faci level up și class up. Practic inamicul tău o să aibă monstruleți care se mișcă foarte, foarte repede, știi, și are mult mai puțin timp la dispoziție să-i bată și practic, bă, e OP. E OP, doar că nu prea mi-am luat bătaie de la cartea asta, nu m-am încurcat așa de tare, pe cât se plânge lumea că îi încurcă, așa că na, nu știu ce să zic. Bun, ce altceva? Există un, bine, asta e un pass, există un, practic, un fel de battle pass, doar că nu știu exact cum e... Cum se numește chestia asta, pentru că un battle pass de obicei se renoiește odată la ceva timp, ok? Chestia asta nu se renoiește niciodată, adică sunt... E practic ca battle pass-ul, ca și cartea aia din Frostborn, știi? Adică e acolo, o cumperi odată, poți să primești toate reward-urile astea de jos, nu mai trebuie să cumperi niciodată odată ce ai făcut chestia asta, știi? Adică nu apare luna viitoare un alt battle pass pe care trebuie să-l cumperi sau ceva de genul ăsta. E destul de scumbicel, mi se pare că se poate cumpăra în două bucăți. Prima bucată, gen până pe undeva pe aici, e 50 de lei, după care te costă 100 de lei. Nu am băgat niciun ban în jocul ăsta și nici nu am de gând să bag prea curând, pentru că e un joc destul de casual, știi? Adică nu vreau să fiu jucător hardcore de așa ceva, deși sunt... am devenit fără să vreau. Hai să facem și un guild, un crew se numește în jocul ăsta. Hai să-l numim eu... Goats? Sau nu, hai să-l numim, fraților, să-l numim Random Goats. Random Goats. Merge într-o goat? Nu merge S-ul, nu mă mai lasă să scriu S. Nu, ok, deci ăsta e maxim. Ok. Duplicate check. Să vedem dacă cumva, nu cred că a mai folosit nimeni Random Goat. Și hai să facem un clan, fraților. Mă costă 50.000 de bănuți. E o sumă foarte, foarte mare, dar...
I don't know, nu știu, poate o să avem și niște părcuri, am înțeles că avem și ceva eventuri dacă sunt într-un crew sau ceva de genul ăsta, crew has been created, ok, păi și vreau să văd, și încap 200 de persoane, ok, asta e super tare, fraților, deci mulți dintre voi aveți șansa să intrați în clan și presupun că o să pot să dau gen friendly invite-uri și chestii de genul ăsta în clan și putem să facem schimb de deck-uri, bă, o să fie destul de mișto, o să fie destul de mișto dacă vreți și voi să interacționați cu joculețul ăsta, nu uitați că încerc să-l joc, nu pot să zic că joc în fiecare seară pentru că nu joc în fiecare seară, dar încerc să îl joc pe aproape fiecare live de pe Trovo, ok? Din nou, la ore foarte târzii, când mai e puțină lume și când am ocazia să joc cu cât mai multe persoane. Nu uitați să-mi spuneți ce părere aveți și voi despre jocul ăsta după ce îl încercați, dacă vreți să-l încercați, și nu uitați să intrați în clanul meu dacă vreți să jucați alături de mine. Nu cred că e un joc de care o să mă las prea curând, pentru că e destul de casual, știi? Adică e genul de joculeț în care intru, dau o luptă, am ieșit, totul a durat maxim 5 minute, și las pentru tot restul zilei, știi? Din nou, mie mi se pare un joc foarte inovativ pentru că nu ai văzut ideea asta nicăieri. Îmi plac foarte mult joculețele de tip Tower Defense, mereu mi-a plăcut de când am fost mic, am jucat toate joculețele Tower Defense pe telefon care există. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Android Gamer. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Numai bine.